Sunt europarlamentar Petru Luhan și mă simt onorat să reprezint România în Parlamentul European de la Bruxelles și Strasbourg. Experiența mea alături de foști prim-ministri, foști miniștri, oameni de succes în domenii de știință, în domeniul culturii, în business, m-au ajutat să acumulez anumite cunoștințe pe care vreau să vi le împărtășesc și vouă. Știu că au existat evenimente, proiecte foarte interesante prin care ai promovat valorile noastre. Începând cu Mihai Eminescu și terminând cu inventatori contemporani, lucruri care sunt deja prezente atât pe site-ul tău, cât și în media românească. Mihai Eminescu is one of the symbols of Romanian culture, and we are very proud not only in the Romanian and in the country as such, not only in as a object of Romanian school, but also abroad. Over the borders, we are very proud to present our national symbol. Nu spera și nu ai teamă, ce e val, ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Pe mine mă interesează foarte mult cum ai ajuns aici, care au fost momentele vieții tale, frumoase, de pregătire, care te-au purtat spre ceea ce reprezinți tu astăzi. Deseori și eu mă întreb cum am ajuns aici și cel mai semnificativ element îl reprezintă momentul când domnul Pöttering, fostul președinte al Parlamentului European, mi-era profesor la Universitatea din Osnabrück, Germania, când eu îmi doream să fac o carieră internațională pe plan economic și sau politic, dar niciodată nu puteam visa că voi deveni colegul domnului Pöttering, cu care astăzi am o relație extraordinar de bună. Obiectivul meu primordial în momentul respectiv era de a studia. Uh-huh. În România, pe vremea respectivă, ori aveai studii superioare, ori nu, erai oarecum același om cu cei care nu aveau. Și atunci am hotărât să ies din țară, să învăț o limbă străină și, dacă e posibil, să mă întorc ulterior să încep studiile în România sau, dacă nu, chiar să le continui într-o țară din străinătate. Bănuiesc că ai muncit întâi până să-ți plătești studiile. Și am început să muncesc undeva, apoi veneam seara și învățam limba germană. Mi-am cumpărat un învârmător explicativ, o carte de lectură, una de gramatică și o casetă, pentru că era cu casete, uh-huh. Și ascultam pronunția. Și în fiecare seară mi-am propus câte 12 cuvinte să învăț, pe care le repetam a doua zi, le puneam în context, le învățam în propoziții și seara, a doua seară, alte 12 cuvinte. Cât a durat? 6 luni, până la nivelul mediu, pentru ca să pot fi admis la facultate, pentru că era unul dintre criterii. Dar după ce am început facultatea, greu abia începea, pentru că trebuia să lucrez, să-mi întrețin studiile. Deci 7 ore de muncă, după care mă schimbam din mers, plecam la universitate, acolo luam parte la cursuri și la seminarii și de acolo plecam la un curs de limbă germană pe care mi-l plătea universitatea. Eu fiind foarte ambițios, mi-am mai plătit unul singur, adică frecventam 2 cursuri de limbă străină în același timp. Pentru ca să ajung la nivelul academic cât se poate de repede. Pentru că, repet, trebuia să scriu examene în limba germană. Și limba de la țară, limba de pe stradă, nu este de ajuns să faci față cerințelor academice. Și, din fericire, după alte 6 luni, am reușit să mai iau un examen cu un grad de dificultate mult mai mare și am fost înscris ca student regular la universitate. Hai să mergem la un alt moment al vieții tale, tot legat de poveste de succes, când l-ai întâlnit pe Bill Gates. Cum este să stai lângă o astfel de personalitate? Cum te-ai simțit după ce ai trecut prin foarte, foarte multe experiențe până să ajungi acolo? Deja ești acomodat cu personalități, cu președinți de state, cu întâlniri la cel mai înalt nivel, ai un anume comportament, ai o anume
stare de spirit. Cum este totuși să stai lângă un asemenea om de succes? Ce poți să-ți însușești într-o singură întâlnire lângă un astfel de om? A fost o experiență extraordinară pentru mine, mai ales că îi cunoșteam puțin istoria devenirii sau îmbogățirii sale, dacă vrei. Eu am avut câteva chestiuni comune pe linia de colaborare între Parlamentul European, respectiv Comisia Europeană, și fundația sa, unde am pus niște întrebări, mi-a dat niște răspunsuri foarte competente și prin asta am intrat într-un dialog direct, foarte drăguț și foarte constructiv, aș putea spune, pentru că eu am propus să intre într-o colaborare cu Comisia, să punem practic bani în aceeași oală și să facem proiecte mai mari de implementare a sistemelor IT în zone defavorizate, spre exemplu. El are un astfel de proiect și în România. De sprijinirea școlilor și grădinițelor cu sisteme IT, de sprijinire a educației IT în anumite regiuni unde lipsesc cadrele competente. Și, bineînțeles, pe Bill Gates îl cunoaște toată lumea pentru, în primul rând, pentru acest mare succes IT. El este practic fondatorul IT-ului la nivel internațional și mai ales dacă vorbești de Microsoft, spui Bill Gates în același cuvânt. Și pentru bogăție, pentru că și oamenii pentru bogăție, asta invidiază spun, cel mai mult puterea financiară. Da, el a fost o perioadă cel mai bogat om din lume, acum este pe locul 3, dar cu o avere estimată la peste 50 de miliarde de dolari. Adică, dar cum se manifestă când știi că ai atâtea posibilități financiare ca om? Adică că există o supremație în comportament, există o superioritate vădită față de ceilalți, care e nu, din contră, abordarea? Mie mi-a plăcut foarte mult că a fost foarte natural, mi-a explicat, deci nu doar mi-a dat un răspuns scurt și atât, mi-a dat răspuns cu explicații concrete, clare, elaborate, și mi-a plăcut foarte mult încă un aspect. Acolo unde era area lui de expertiză, îți dădea răspunsuri elaborate, însă n-avea nicio problemă să spună: îmi pare rău, aici mă aflu pe un teren necunoscut, nu sunt în măsură să-ți dau un răspuns. Era poate deci își prea politic. Deci anumite limite. Era prea politic, poate ce-l întrebam. Și spunea: aici e mai mult de competența lui Obama, vă poate el da poate un... Că am pus și o întrebare legat de reforma în sănătate, care poate fi o competență la nivel de Uniunea Europeană. Ei au avut mari probleme cu implementarea lor între cele 50 de state. Ei, și el a spus: domnule, aici doar parțial pot să-mi dau o părere personală și să răspund, dar nu ține de competența mea. Poate să răspundă mai bine cu siguranță președintele Americii, Barack Obama. Dar... interacțiunea cu el, una foarte umană, a fost una foarte caldă, aș putea spune. Deci undeva și un personaj, a fost dedicat. Undeva un personaj ca Bill Gates, că am luat, hai să spunem, ceva din vârful piramidei, este o experiență foarte umană și oamenii pot să-și păstreze oarecum acea parte a personalității lor foarte umană, care nu îți arată de fapt puterea pe care o au. Am cerut de fapt acest exemplu pentru că foarte mulți oameni din politică fac din puterea lor ceva copleșitor, fac din puterea lor niște reguli care nu totdeauna sunt regulile bune pentru comunitate. Și aici probabil că spun într-un mod foarte elegant părerea oamenilor despre politicienii români. Politicienii români de foarte multe ori greșesc făcând din puterea pe care o au ceva care nu este, hai să spunem, democratic totdeauna. Și aș vrea să-mi spui părerea ta despre aspirațiile care ar trebui să existe în sufletul cetățeanului român pentru ca țara lui să capete din nou pozitivism, să capete din nou acea energie de a construi și de a face, adică de a oferi și oamenilor din politică un credit moral corect și de a arăta de fapt unde sunt aceste greșeli care ne separă și care ne fac să nu fim pe aceeași lungime de undă. În primul rând, unde greșește politicianul român cel mai mult este faptul că el consideră că le știe pe toate. Trebuie eliminată această atitudine, indiferent despre ce partid vorbim. Această atitudine se mai regăsește și în alte parlamente la nivelul Uniunii Europene, dar nu în toate. Îmi lipsesc foarte mult consultările publice, consultările cu sindicatele, cu mediul de afaceri, cu cetățenii, cu diferite grupuri sociale.
Apoi, pentru ca cetățeanul să te perceapă, ar trebui o comunicare mai directă și mai pe limbajul cetățeanului între politician și cetățean. Revenind la personalitatea ta, la persoana ta, la rolul pe care îl poți avea tu ca persoană în funcțiile în care deja ești în acest moment, eu am o teorie că hai să pornim de la noi înșine. Care sunt obiectivele, aspirațiile tale personale care pot folosi românilor de pretutindeni, în primul rând din România? Sunt români care au plecat și care poate merită șansa să revină acasă și să folosească experiențele lor internaționale, așa cum s-a întâmplat și cu tine. Ai studiat afară, ți-ai luat puterea, ți-ai luat informația, ți-ai luat și o pui în slujba românilor. Ce crezi tu că în obiectivele tale ar trebui să apară ca să ai continuitate în ceea ce ai început și ca să faci, hai să spunem, în linie dreaptă, fără prea multe ocolișuri, atingerea țintei? În primul rând, experiența pe care o fac acum la Parlamentul European este una de o valoare extraordinar de mare. Să fii într-un mediu internațional cu 8 foști prim-ministri din 27 de state membre, 24 foști miniștri, oameni de știință, oameni de sport, oameni de media, oameni din învățământ, oameni de cultură, toți la aceeași masă pentru a colegifera împreună cu Comisia Europeană și Consiliul European, înseamnă o experiență extraordinar de mare pentru mine și în același timp utilă, cred. Mai mult decât atât, modul cum se face politică la nivel internațional poate fi un exemplu pentru România, pentru clasa politică românească. Așa că atât educația mea în străinătate, respectiv Germania, America și Australia, cât și această experiență internațională, tot internațională, la nivelul Parlamentului European, pot fi de folos administrației publice regionale sau naționale din România. Pentru a schimba ceva în România, bineînțeles că avem nevoie de cât mai mare infuzie de cunoștințe și experiențe din străinătate. Unul singur nu-i de ajuns. M-aș bucura și cred că există și alte persoane care au experiențe similare cu ale mele și care pot contribui la o schimbare, mai ales în ceea ce privește funcționarea administrațiilor publice în România. Funcționarea statului. Eu, în momentul de față, scriu o carte pe descentralizare și reorganizare teritorială în România, în care abordez și tema politică, cum ar trebui să fie procesul legislativ pentru ca acesta să fie cât mai pliat pe necesitățile oamenilor, cetățeanului simplu, care merge cu vaca la păscut încă sau care încă trăiește din cartofii pe care îi pune pe ogorul propriu, sau poate pentru ăla care își caută un alt job în momentul de față datorită reformelor pe piața forței de muncă în România în momentul de față. Și cred că experiențele noastre în străinătate, a mea sau a multor altora ca mine, care există, știm că avem aproape 3 milioane de români care trăiesc în străinătate, care lucrează la niveluri diferite, dar care acumulează experiențe care pot fi utile, da, pentru România, dacă s-ar întoarce și le-ar exprima, între ghilimele de rigoare, și le-ar aplica în România, fie în domeniul academic, fie în domeniul politic, fie în domeniul economic, fie pe plan personal chiar. Exact. Da? Pentru că noi avem o infuzie de capital de aproximativ 2 până la 4 miliarde de euro anual de la acești români care lucrează în străinătate. Dar noi avem nevoie în momentul de față mult mai mult de infuzie de cunoștințe în România. Exact. Avem cei 19,2 miliarde de euro care ne stau pe masă la Bruxelles, la care se adaugă până la 33 de miliarde fonduri de la bugetul național și acești bani trebuiesc oarecum implementați, cheltuiți. Dar n-ai cum să-i cheltui dacă nu ai forță de muncă, n-ai creiere care să gândească proiecte, n-ai oameni care să elaboreze proiecte și să ceară finanțarea. De aceea cred eu că întoarcerea românilor sau oamenilor cu cunoștințe, cu expertiză, din țări cu un grad de tehnologizare mai avansat și cu o politică mai modernă și cu o economie mai avansată ar fi un mare beneficiu pentru România. În ceea ce privește ce aș putea eu face, eu personal, eu fiind acum și vicepreședinte la grupul tineretului de la Partidul Popular European, una dintre sarcinile mele este aceea de a convinge tineretul să se implice în procese decizionale, fie că vorbim de procese decizionale la nivel politic național, regional sau european.
Și am destule argumente să-i aduc pe acest făgaș să se implice. Pentru că avem, sau ne confruntăm în momentul de față și cu totală lipsă de interes a tineretului pentru ceea ce înseamnă poziția socială sau poziția politică a grupurilor pe un care le reprezintă. Un fel de responsabilitate decizională legată de se domenii diverse. Responsabilizez. Da. Dom'le, eu știu ceva. Acest ceva pe care îl stăpânesc eu ar putea fi de folos și altora ca mine. Sau altora care n-au avut șansa să iasă în străinătate să acumuleze astfel de experiențe și cunoștințe. Ei, și cred că există un mare sentiment de patriotism în români, în general, care este mai accentuat decât la alte națiuni. Deci aceste două elemente pot fi cruciale pentru o schimbare în bine în România, dar nu-i de ajuns doar să-i aduci înapoi în România. Trebuie să-i comotivezi cu cadru financiar favorabil sau cadru de ajutor financiar favorabil, cadru legislativ favorabil, cu o acces la informații ușor și, bineînțeles, cu comotivare. Dacă îți construiești o firmă și angajezi 50 de oameni, iată care sunt beneficiile tale în economia românească. Acest lucru nu se prea întâmplă în ultima vreme. Nu există acest sistem de stimulare, pe când în alte state există. Există însă, în schimb, în momentul de față, o rată a șomajului fără precedent în rândul tinerilor până la 35 de ani. Avem în România 21%, în Spania 52% în rândul tinerilor până la 35 de ani șomeri. Ei, avem un fenomen cu care ne confruntăm și datorită faptului că nu se iau hotărârile, respectiv deciziile politice corecte la nivelul parlamentelor naționale și deseori poate chiar nici la nivelul Parlamentului European, că avem dezbateri foarte acide, între ghilimele, mai ales între delegațiile statelor, mai puțin între grupurile politice diferite. Eu sunt foarte încântată că îmi sparg gheața și am reușit să aduc la emisiunea Cunoaște, Visează, Iubește un om cu o carieră politică foarte interesantă, în ascensiune. Și nu uita motto-ul meu. Stabilirea obiectivelor este cel mai important lucru pentru a ajunge la succes.